Perioada pandemiei a însemnat o provocare pentru elevii din România. Cursurile online au fost o noutate și nu de puține ori au reprezentat un impediment pentru școlari. Cu toate acestea, există și povești de succes în care elevii au reușit cu multă muncă și dăruire să-și îndeplinească visurile. Îți urez succes pe mai departe. Mulțumesc. Da. Și aș vrea să-mi spui cum au fost subiectele. Subiectele nu au fost foarte grele. Da. Mi-a picat un text epic și pe baza lui mi-au picat câteva întrebări. Mi-au picat câteva întrebări și despre gramatică și despre alte... Da. Vă mulțumesc că m-ați pregătit, că m-ați ajutat să... Este o mândrie pentru mine, îți dai seama. Raluca Elena Andronie termină clasa 8-a la o școală de la sat, mai exact în comuna Mehedințeană Șovarna. Aici mai învață 78 de elevi, însă care s-au luptat să demonstreze că se poate învăța carte și în condiții mai puțin prielnice, la țară și online. Tânăra de 14 ani a fost admisă cu media 10 la Colegiul Militar din Craiova, o reușită pe care acum o sărbătorește cu mândrie, dar pentru care a muncit din greu. Adică mă bucur că am luat și notă mare și mă bucur că m-au ajutat foarte multe persoane ca să iau nota aceasta. N-a fost mai meritul meu. Perioada cu școala online a fost destul de dificilă pentru că a trebuit să mă acomodez. Eram obișnuită să merg la școală, să învăț normal. Însă orele s-au desfășurat super bine și așa. Am învățat și pe perioada online și m-a fost destul de bine. N-am pierdut multe lucruri esențiale. Ce te-a făcut de bine la liceu? Mi-a plăcut cariera militară și am avut alte exemple care mi-au povestit câte ceva despre acolo, lucruri bune, rele. Raluca este o elevă muncitoare, organizată și foarte ambițioasă, dovadă și rezultatul maxim pe care l-a obținut la Liceul Militar de la Craiova. Ea a participat la toate orele online. Deci tot ce i-am dat să muncească, toate testele de la clasă și nu doar, ea a lucrat foarte mult. Tânăra a muncit mult pentru a fi admisă, împlinind în felul acesta și visul tatălui, care în tinerețe a ratat admiterea la o școală militară. A reușit. Mi-a urmat visul și eu, la rândul meu, la vârsta ei, am acces spre liceu militar, însă, din păcate, nu am luat. Și ea, probabil că mi-a urmat visul și a ajuns acolo. Vă plinește o dorință. Probabil, da, cred că o dorință. Pe o măsură de bucurăm că a luat și pe celelalte măsură de... Ne întristăm pentru că a ales o carieră foarte grea, dificilă, dar noi încercăm să fim alături și să fim mereu lângă ea. Cum s-a hotărât ea așa? S-a hotărât deoarece s-a dorit să ajungă, i-a plăcut foarte mult haina militară. Odată admisă, copila continuă o tradiție începută acum câțiva ani la micuța școală din Șovarna. Este deja cel de-al cincilea elev admis la Colegiul Militar, însă singurul din acest an școlar. Este o tradiție, fetița este foarte bună, este al cincilea elev care pleacă de la noi de la școală. Suntem mândri de acest lucru și pe viitor încurajăm acest lucru. Copiii este, trebuie să ajungă în punctele cheie. Perspectiva unei cariere sigure și fără grija zilei de mâine, dar mai ales bucuria de a îmbrăca haina militară, sunt motivele care au determinat-o pe copilă să aleagă încă de la o vârstă fragedă cariera militară.